Conducerea Inspectoratului Județean de Jandarme Hedinț a prezentat miercuri bilanțul activității pe anul 2014. La începutul prezentării, inspectorul șef al instituției, colonelul Eugen Țambrea, a menționat faptul că anul trecut activitatea inspectoratului a fost una circumscrisă realizării mai multor obiective, printre care modernizarea și eficientizarea managementului organizațional, optimizarea capacității operaționale și de intervenție a structurilor, orientarea pregătirii profesionale continuă în concordanță cu noile concepte implementate. Modernizarea și eficientizarea managementului organizațional și operațional al structurilor, optimizarea capacității operaționale de intervenție a structurilor de ordine publică pentru creșterea gradului de siguranță și securitatea cetățeanului, orientarea pregătirii profesionale continue în concordanță cu noile concepte implementate și pentru deplinirea obiectivelor asumate, dinamizarea dispozitivelor de pază în scopul eliminării riscurilor și vulnerabilităților de securitate a obiectivelor avute în competență, mai bună gestionare a resurselor umane, financiare și logistice prin prioritizarea lor în funcție de complexitatea misiunilor și dinamica acestora. Și în ultimul rând, creșterea gradului de încredere și a vizibilității jandarmeriei în cadrul comunității. Pe linia creșterii performanței activităților operative, în domeniul ordinii și siguranței publice, prin activitățile specifice desfășurate în acest domeniu, efectivele inspectoratului și-au adus un aport semnificativ la asigurarea unui climat de ordine și siguranță pe teritoriul județului Medinți, precum și la menținerea sub control a fenomenului infracțional și contravențional, în acest sens avându-se în vedere pregătirea permanentă a personalului cu atribuții în domeniul ordinii publice, menținerea unei legături permanente cu structurile cu atribuții pe linia ordinii și siguranței publice din zona de responsabilitate, în vederea cunoașterii situației operative potrivit competențelor, sporirea operativității, a capacității de acțiune și intervenție a acestor structuri, implicarea cu prioritate a efectivelor structurilor mobile în misiuni de menținere a ordinii publice în sistem integrat, acoperirea cu dispozitive de ordine publică a cât mai multor localități din mediul urban și rural cu o situație operativă deosebită. Pe linia asigurării și restabilirii ordinii publice, în perioada supusă analizei, Inspectoratul de Jandarmi a executat un număr de 642 misiuni de asigurare, printre acestea putând fi enumerate misiuni de asigurare a măsurilor de ordine și siguranță publică. În perioada supusă analizei, structurile de ordine publică ale jandarmeriei au executat un număr de 642 de misiuni de asigurare și restabilire a ordinii și liniștii publice, un număr de 3300 de misiuni de menținere a ordinii publice. Pe timpul misiunilor desfășurate au fost constatate 143 de infracțiuni, în mod independent 15 infracțiuni fiind depistați 20 de autori, 180 de infracțiuni fiind constatate în comun cu poliția și 159 de autori depistați. Au mai fost aplicate în anul 2014 2139 de sancțiuni contravenționale și au constat în amenzi de 1360 contravenționale și 779 de avertismente scrise, valoarea ridicându-se la peste 486.000 de lei noi. Aș vrea să vă spun că, deși am constatat o scădere a numărului de infracțiuni și contravenții constatate, m-a lămurit colegul de la poliție care a spus că a scăzut criminalitatea la nivel de județ. Prin ce? Prin mai multe acțiuni care s-au desfășurat în comun. Adică e vorba de activitate preventivă, focalizată pe zonele și pe ariile de interes cu criminalitate ridicată. Din discuțiile care am avut aseară cu comand cu unitățile dumneavoastră, pe n-am sosit, am analizat și această activitate, trecând de materialul de bilanț, unde cifrele sunt sese și nu întotdeauna înțelegi despre ce este vorba, și am constatat în comun că mai sunt anumite zone, special în sudul județului, am înțeles, comuna de Varda, dacă am reținut bine, în care vă mai consultați cu anumite probleme legate de o criminalitate mai ridicată. O să analizăm acum, la nivelul Comenzii Jandarmerii, modalitatea prin care o să organizăm o grupă de jandarmi în cursul acestui an acolo, pentru a sprijini atât partenerul nostru în acest sens, de ordine și urmață publică, Inspectorul de Poliție Județeană Hedinț, dar mai ales cetățenii care sunt acolo. Că înțeleg că se mai confruntă cu tâlhării, cu furturi din locuințe și defectări. În altă ordine de idei, dumneavoastră sunteți o unitate cu un specific aparte. Practic, din cele 5 detașamente și 2 secții, 4 detașamente sunt de pază. Pe lângă pază și protecție instituțională la nivelul municipiului, aveți 3 detașamente de pază la obiective deosebite pentru apărarea, pentru țară. Toată lumea a auzit de porție de fier 1, 2 și de combinatul de apă grea de la Turnul Severin, de la Hadung, în Roman. Acest specific duce și la un anumit număr de indicatori destul de mare și o anumită uzură destul de mare a efectivelor. Pentru că nu este ușor să stai 24 din 24 în toate condițiile climaterice și domnul director a spus foarte bine că
cam cum se execută serviciul. Eu nu o să mai insist pentru că este foarte clar. Cine cooperează cu noi este avansat. Pe linia protecției instituționale, supravegherea și ordinea publică în zona obiectivelor din competență s-au asigurat paza unui număr de 24 de obiective, fără a fi înregistrate evenimente negative sau situații de penetrare a acestor obiective. Au fost organizate și s-a asigurat paza unui număr de 59 de transporturi de valori, 2 transporturi speciale de armament și muniție, 2 transporturi speciale de materiale electorale cu ocazia alegerilor prezidențiale și 933 de transporturi de corespondență clasificată. În perioada analizată, în urma executării misiunilor de pază și protecție, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, din care 7 amenzi contravenționale și 9 avertismente, valoarea sancțiunilor fiind de peste 5.900 de lei noi. Anul 2014 a reprezentat pentru Inspectoratul de Jandar Județean Mediț o perioadă de adaptare acțională instituțională, determinată de dinamica accentuată a fenomenelor social-politice, concomitent cu eficientizarea activităților și misiunilor destinate creșterii gradului de siguranță al cetățenilor. În acest an, echipa managerială a Inspectoratului a urmărit gestionarea tuturor activităților desfășurate, printr-o justă orientare și ordonare a atribuțiilor ce ne revin, conform competențelor, spre crearea și menținerea la nivelul județului a unui climat de ordine și siguranță publică. Activitățile desfășurate în anul 2014 au fost orientate pe realizarea acțiunilor de acțiune, a direcțiilor de acțiune stabilite în actele normative de nivel superior, cât și în cele proprii specifice, urmărindu-se creșterea siguranței cetățeanului prin combaterea fenomenului infracțional stradal, precum și prin creșterea siguranței civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar. Prevenirea și combaterea corupției în rândurile personalului propriu la toate nivelurile și în toate structurile. Prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri și a celorlalte substanțe interzise, participarea la elaborarea unei strategii de prevenire și combaterea criminalității, în cadrul căreia s-au stabilit prioritățile și rolul nostru al sporii familiei și al societății civile pentru combaterea acestui flagel. Scăderea dinamicii accidentelor de circulație în rândul personalului propriu cu prioritatea celor care au drept consecințe pierderea de vieți omenești. Creșterea eficienței activităților pentru soluționarea situației de urgență prin îmbunătățirea dotării cu mijloace moderne și perfecționarea profesională a cadrelor. Principalele direcții de acțiune ale Inspectoratului Județean de Jandarme Hedinți pentru anul acesta este îmbunătățirea eficientă a structurilor de ordine publică și creșterea gradului de siguranță al cetățeanului, îmbunătățirea timpului de reacție al efectivelor, monitorizarea dinamicii situației operative din zona de competență, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de comunicație și tehnologiei informației la nivel de inspectorat, dar și organizarea campaniilor media în vederea promovării imaginii publice și informarea opiniei publice cu privire la atribuțiile legale, activitățile desfășurate și rezultatele obținute de efectivele unității de jandarme Hedinți. Monitorizarea dinamicii situației operative din zona de responsabilitate și estimarea influenței acestea asupra capacității operaționale pentru îndeplinirea misiunilor și sarcinilor încredințate și pentru informarea factorilor decizionale în vederea asigurării suportului informativ necesar. Gestionarea eficientă a manifestațiilor publice și realizarea scopului misiunilor de asigurare prin adoptarea unui sistem coerent de tehnici, tactici și proceduri în consens cu imperativele formulate de legislația în vigoare și a experienței acumulate. Pe linia creșterii performanței activităților de suport, asigurarea mobilității structurilor, a necesarului de armament, muniție și mijloace specifice de intervenție necesare în îndeplinirii misiunilor, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de comunicație și tehnologia informației la nivelul unității, o bună gestionare a resurselor umane, financiare și logistice prin prioritizarea acestora în funcție de obiectivele stabilite. Pe linia creșterii performanței capacității instituționale,